Toată suferința omenirii este datorată lui acest mai sus, mai bun, mai mare, mai tare, mai puternic, mai grozav. Ne incită să mergem spre mai bine, după care vine Dumnezeu prin ei, prin stăpânitorii lumii și ne distruge mai binele. Pentru că ei au înțeles foarte bine afirmația din Vechiul Testament, eu sunt singurul Dumnezeu, singurul, și nu există alt mântuitor în afară de mine. Să nu vă faceți idol chip cioplit, pentru că voi veni și vi distrug. Pentru că înseamnă că v-ați îndepărtat de mine. Adică a spus Mateea pe primul plan și Mateea nu poate să fie făcută primordială. Numai asta se întâmplă tot timpul de mii de ani. Cu cât noi suntem mai atașați de valorile materiale și umane, cu atât desprinderea noastră va fi mai puternică. Stăpânitorii noștri capătă putere asupra noastră. Acesta este mecanismul. Ne dau idoli și capătă autoritate să ne stăpânească și fac cu noi ceea ce vor ei. Dacă se observă, noi îi facem sataniști. Dorința noastră lacumă de mai multă viață, mai multă fericire pentru noi, îi face pe ei sataniști și le dă putere asupra noastră. Cu cât noi, real, în viața noastră particulară, punem mai mult binele nostru pe primul plan și luptăm pentru el, atât mai puternic vor veni stăpânitorii lumii asupra noastră în universul nostru și ne vor desprinde cu forța. Pentru că se transformă în Dumnezeu. Prin ei acționează Divinul. Asta este puterea lor. Pentru că au înțeles clar că nu poate fi pus nimic mai sus. Ne îndeamnă să punem totul mai sus și în modul acesta noi le dăm puterea să ne stăpânească. Noi pierdem puterile divine și ni se pune vol pe față și nu vom vedea aceste lucruri și atunci ei pot să facă ce vor cu noi, pentru că Dumnezeu nu ne dă voie să ne apărăm. Atâta trebuie să respectăm, să nu punem nimic mai sus, să ne ducem tot timpul în jos, nu în sus. Nivelul de prezență al lui Dumnezeu în viața noastră este dat de nivelul nostru de desprindere de viață. Cu cât vom fi mai desprinși de viață, adică să nu dorim ceva neapărat pentru noi, să fim indiferenți la un rezultat pozitiv în viitor, cu atât Dumnezeu va fi cu noi și ne va împlini orice vis. Și asta este puterea cea mai mare. Când nu vrei nimic mai mult pentru tine, Dumnezeu va vrea totul pentru tine. Capitolul 10. Cumpene și răsplătiri viitoare. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le dădu lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice slăbiciune. Adică omul mai sus, pus. Și numele îi arată, îi sus, este sus. Boile și slăbiciunile le sunt date oamenilor ca să-i scadă orgoliu, să se desprindă de materie și să le purifice sufletul. Sunt chiar vindecarea. Adică cum venim noi din afară și înlăturăm vindecarea lui Dumnezeu. Spunem că vindecarea noastră este mai bună. Și ce facem de fapt? Le luăm necazuri de care au nevoie ca să poată să urce, să se îndumnezească. Deci spunem lui Dumnezeu că ceea ce El le dă oamenilor și ceea ce El trăiește prin oameni nu e bine. Asta este diavolul. Asta face diavolul întotdeauna. Îl neagă pe Dumnezeu. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruciindu-le lor acestea. În căile păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samariteni să nu intrați. Deci s-a pus El mai sus. În condițiile în care Iisus, cel simplu și modest, ar fi tot timpul retras. Ar fi tot timpul în spate, nu ar ieși în față, ar fi în poziție secundară întotdeauna și nu ar da nicio poruncă. Numai diavolul dă porunci și mai mult dă porunci lui Dumnezeu. Scoate duhurile necurate din Dumnezeu și îl tămăduiește pe Dumnezeu de orice boală și slăbiciune. Ceea ce este imposibil. Ceea ce se face este doar ridicarea unui om mai sus la nivel de Dumnezeu pe pământ care poate totul. În condițiile în care nu poate absolut nimic, deci este o ofensă adusă Creatorului. Pentru că omul pus mai sus nu poate să facă 1.000.000 de operații pe secundă într-o celulă, nu bate inima, nu respiră prin corpul acesta, este viața lui peste tot. Și nu putem veni noi din stratosferă să-l reparăm pe Dumnezeu. Și oamenii se întreabă, stați puțin, dacă avem o boală, o durere, o suferință, ce să facem? Problema nu este în momentul de față. Problema este că până aici, tot timpul ți-ai căutat mai mult binele, ai absolutizat ideuri și idei fixe și reguli absolute. Deci problema nu este acum, ci ce ai făcut până acum. De vreme ce ai pus idol pe primul plan, normal că Dumnezeu vine și ți-i distruge. Prin necazuri, dureri, suferințe, boli și pierderi. Deci perioada
până în momentul în care apare pedeapsa divină, în acea perioadă omul este sub putere diavolească, care se închină la diavol. Și normal că vine Dumnezeu și dă necazul. Nu necazurile, durerile, suferințele, bolile și pierderile trebuie înlăturate, că de vreme ce a pus ceva mai sus, ele sunt necesare, sunt chiar vindecarea, le distrug idolii. Problema este că de aici încolo nu se mai închină la idoli. Dar că omul acceptă ca diavolul să vină să-l tămăduiască, pentru că numai diavolul tămăduiește. Sufletul îi dă necazul, suferințe și boli. Numai diavolul îi tămăduiește orice boală și slăbiciune și scoate duhurile necurate din Dumnezeu, din corpul lui, din trupul lui, ceea ce este imposibil și absurd. Și este doar o problemă de etichetare negativă. Omul care vede numai rău și vinovați peste tot o să ajungă să îi se întâmple ceea ce vede. Creează ceea ce el își închipuie și asta se întâmplă. Singura soluție este împuținarea. Toate necazurile, suferințele și bolile vin de la prea mult bine pentru sine. O preocupare excesivă pentru mai mult binele propriu. Dacă noi am merge numai în jos și n-am restrânge tot timpul în toate situațiile de viață, aceste situații nu ar veni și ar dispărea preparatorii care sunt sus. Îs sus. Ce mai vârtos mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel, adică ca să vindece pe Dumnezeu, pe soarele de iubire care este întreg în fiecare din noi. Dacă l-am vedea pe Dumnezeu peste tot, l-am lăsat așa cum este să-și joace rolurile pe care el și l-a pregătit de mult și n-a fi niciun fel de problemă. Asta este vindecare, să lași pe Dumnezeu să-și joace rolurile lui pe care l-a pregătit din lumea de dincolo. Nu e nevoie să intervie nimic, doar să-l lași în pace. Și acolo, într-adevăr, va fi cădere, va fi suferință, va fi înșelare, va fi trădare, va fi minciună. Și oamenii care vin în fața noastră sunt așa pentru noi. Noi punem pe primul plan adevărul, curățenia sufletească, ei ne vor înșela. Și știi sigur că ne înșală. Cu cât punem mai presus și facem mai absolute niște idealuri, îi punem pe oameni să ni le distrugă. Nu ei sunt de vină, ci noi, că am pus curățenia sufletească, cinstea, dreptatea, mai presus de toate și atunci oamenii vin sub formă de nedreptate, necinste, minciună, trădare asupra noastră. Este foarte greu să renunțăm la acești idoli. Este foarte greu. Și dacă nu putem singur, atunci Dumnezeu cu siguranță o va face prin oameni. Trebuie să înțelege că întotdeauna îl avem numai pe Dumnezeu în față. Ideea este, ca să renunțăm benevol la idoli, trebuie să nu mai vrem nimic pentru noi. Când nu mai vrei nimic pentru tine și nu ai niciun fel de așteptare, atunci te unești cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te mai poate ataca din față prin trădare, minciună, desfrânare, păcat. Nedreptate, necinste, nu oamenii sunt de vină, că de aceea se spune să nu ucizi, adică să nu-i pui pe oameni să facă niște lucruri care nu sunt proprii. Când se apropie de noi sau suntem lângă ei, ei ne vor lovi întotdeauna idolii. Nu e problemă cum sunt ei, că sunt mincinoși, păcătoși, desfrânați, trădători. Ei trebuie să fie așa atâta timp când noi absolutizăm niște idealuri de sfințenie, de perfecțiune, de frumusețe, vor fi încălcate întotdeauna. Te uiți ce pui tu pe primul plan, acele lucruri vor fi lovite de ei. Și știi sigur că cu cât pentru tine sunt mai importante aceste idealuri de sfințenie și perfecțiune, de curățenie sufletească, de dreptate, de castitate, cu atât ei îți vor înșela așteptările. Pentru că trebuie să ți le distrugă. Dacă nu acel om, un alt om. Și se va întâmpla asta mereu. Și știi sigur că asta se și întâmplă. Chiar dacă ei nu recunosc. E Dumnezeu acolo în fața ta mereu prin oameni și te dezamăgește. Dumnezeu întotdeauna te va dezamăgi, îți va distruge idolii ca să te echilibrezi. Atâta timp cât noi ne închinăm la idoli, închinăm la satana. Și asta va aduce întotdeauna suferință. În mersul vostru, propovăduiți zicând că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este această stare de neîmpărțire în bine și rău, de neabsolutizare a unor idoli, idealuri sfinte. Cu cât un om se ține mai strâns de idolii lui, cu atât este dispus să greșească mai mult, pentru că Dumnezeu îi pune văl pe față și nu va vedea ce face și nu se va simți deranjat. Și dacă îi spui, nu va recunoaște nimic, pentru că nu îi se pare o greșeală și nu va respinge atracțiile vieții, pentru că întotdeauna omul idolatru va primi din față provocări, atracții, tentații. Nu va fi liniștit niciodată și nu va putea să le respingă, pentru că Dumnezeu nu-i dă voie să se apere. Asta este o mare problemă. Dar de ceea ce este frică, de aceea nu scapi, atâta timp cât omul se închină la idealuri sfinte,
are văr pe față și Dumnezeu nu-i dă voie să se apere și va greși pentru că nu va fi deranjat. Mai mult, îi place, apreciază că vin tentațiile spre el și se și simte bine. Și nu le va respinge, nu le va respinge. Pentru că Dumnezeu vine prin tentația din față să-i distrugă absolutele, să greșească, să cadă și nu va vedea că va cădea. Și vezi cum omul acela cade și nu poți să spui nimic, că dacă spui ceva, te repede, luptă cu tine. Când cineva luptă cu tine, înseamnă că e adevărat ce spui. Dacă reacționează, înseamnă că chiar așa s-a întâmplat. Dar nu poți să faci nimic pentru că are idoli. Nu poți să ajuți pe nimeni. Dumnezeu va veni prin tentații, prin desfrânare, prin păcat, să-i distrugă idolii. Nu poți să ai niciun fel de așteptare de la lumea aceasta, pentru că dacă te atașezi de ea și tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demon scoateți-i afară, în dar ați luat, în dar să dați. Ceea ce este imposibil. Omul nu poate să ia lui Dumnezeu lecțiile prin care el trebuie neapărat să tragă ca să ducă omul în înțelegere, înțelepciune și iubire. Niciodată. Iar dacă acționează asupra lui, acționează asupra efectelor, cauzele nu pot fi schimbate, până acolo fixe și vor genera din față, din partea lui Dumnezeu, lovituri și mai puternice. Este singurul lucru care îl face atunci când încerci să vindeci pe cineva. Bolile se mișcă, devin mai grave. Nu poți să vindeci pe nimeni. Dumnezeu îi dă necazurile, suferințele, durerile, bolile și pierderile unui om ca să-i scadă orgoliu, ca să-i salveze sufletul. Sufletul este primordial pentru Dumnezeu, nu corpul. Corpul poate să moară și sufletul să fie salvat. Să nu aveți nici aur, nici argint, nici aramă în cingăturile voastre. Nici traistă pe drum, nici două cămăși, nici încălțăminte, nici toiag. Că vrednic este lucrătorul de hrana sa. Când nu aduni bogății pe pământ, atunci ești în mâna lui Dumnezeu și numai atunci. Când nu îți faci rezerve, să nu aveți nici aur, nici argint, nici aramă în cingăturile voastre. Nici traistă pe drum, nici două cămăși, nici încălțămintea, nici toiag. Și atunci Dumnezeu este cu tine. În orice oraș sau sat veți intra, cercetați cine este întrânsul vrednic și acolo să rămâneți până ce veți ieși. Vrednic înseamnă înfrânt cu inima. În acel om te poți baza. Dar nu știi cum este tot timpul. Poate acum să pare într-un fel, dar să nu fie tot timpul așa. Și oamenii se mai schimbă în funcție de orgoliul celorlalți, deci totul este variabil. Problema nu este la ei, la noi să nu avem orgoliu mare, pentru că atunci Dumnezeu prin ei ne va lovi și ne va dezamăgi. În clipa în care noi zicem, vai ce minunat este omul acela, înseamnă că noi avem idoli de excelență și de sfințenie, înseamnă că omul acela nu este minunat. Înseamnă că avem idoli și îl punem pe omul acela mai sus, așa cum punem idolii noștri mai sus. Înseamnă că va trebui să fim dezamăgiți. Întotdeauna când spui că cineva este deosebit, nu este deosebit deloc. Oamenii sunt și se comportă în așa mod încât să ne deranjeze maxim atâta. Atâta timp când noi avem idoli. Ei ne vor dezamăgi total. Total. Când nouă ne vine să spunem că cineva este deosebit, punem asta pentru că avem niște standarde de excelență, niște idoli și privim prin intermediul acelor idoli. De aceea nu avem dreptate niciodată. E total pe dos. În locul acela este invers. În locul în care noi ridicăm pe cineva mai sus, vom fi dezamăgiți pentru că înseamnă că noi avem principii ideale prin care noi privim viața și oamenii, pentru că aceste principii sunt absolutizate, noi avem tendința să punem ceva mai sus, oamenii mai sus și greșim întotdeauna. Pentru că facem asta prin intermediul unor idoli. Privim prin ei viața ca prin niște ochelari și greșim întotdeauna. Întotdeauna când spunem că un om este bun, este deosebit și noi avem idoli și nu suntem smeriți, vom fi dezamăgiți. Omul acela nu este așa cum spunem noi. E chiar pe dos. Este total invers. Idolii întotdeauna ne fac să vedem viața deformat și invers. Când avem idol, nu avem dreptate niciodată. Tot ceea ce punem noi pe primul plan va vedea a fi un dezastru. Un dezastru. Și oamenii se păcălesc foarte ușor din punctul ăsta de vedere. Deci privesc viața prin intermediul unor idealuri absolute și tot ceea ce spunem noi că este bine va fi de fapt rău, foarte rău. Idolii noștri îi obligă pe oamenii să vină să ne dezamăgească total.
Dacă nu am avea idoli, cei oameni nu ar veni în viața noastră. Oamenii care ne distrug idolii nu ar apărea în viața noastră. Iar când intrați în casă, urați-i ei de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Păi depinde de ce idealuri fixe avem și absolute. Dacă noi privim prin prisma acestor idealuri, vrednic înseamnă ceva mai bun, greșim și nu e adevărat ce spunem. Deci când nouă ni se pare că este ceva foarte bun și este foarte bine, că omul acela este bun și deosebit, pentru că am absurdizat ceva, înseamnă că nu este așa. Este invers și ne înșelăm. Omul lui Dumnezeu este jos de tot, nu este vizibil, nu iese în evidență, nu stă la discuții niciodată și pleacă imediat. Este retras și nu vrea să deranjeze, nu vrea să provoace sau să se provoace. Asta este caracteristica esențială a omului lui Dumnezeu. Dar despre acești oameni nu pot să spui nimic, pentru că dacă ei nu stau la discuții și pleacă repede, noi nu avem ce să spunem despre ei. Deci întotdeauna când spunem că un om este bun sau vrednic, noi înseamnă că suntem idolatri. Privim prin intermediul idolilor și le dăm o etichetă pozitivă, îi punem mai sus și din cauza asta noi nu avem dreptate niciodată și ei trebuie să ne dezamăgească pentru că i-am pus mai sus. Soluția este să nu ai niciun fel de părere despre cineva, nicio părere absolut bună, pentru că vei fi deranjat și vei fi dezamăgit maxim datorită acelui idol de bunătate, de sfințenie, de perfecțiune pe care l-am afirmat mai sus. Deci în casa în care noi, pe care noi o numim că este vrednică, nu va fi pace. E total pe dos. Pentru că am pus ceva mai sus și atunci Dumnezeu trebuie să vină să ne distrugă ce am absurdizat noi. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa lui sau din orașul acela, scuturați praful de pe picioarele voastre. Nu contează cum sunt ceilalți, ceilalți sunt întotdeauna cum suntem noi. Dacă noi suntem înfrânți cu inima, Dumnezeu ne va ajuta oricum. Nu depinde de ceilalți, întotdeauna depinde numai de noi. Dacă nu avem idoli, tot ce ni se va întâmpla în viață va fi foarte frumos. Pentru că Dumnezeu este cu noi și atâta este nevoie. Să fim jos de tot. Tot ceea ce facem dintr-o stare de nemulțumire, facem din idolatrie. Idolii produc nemulțumire. Și acolo unde este idolatrie, acolo este judecată, ironie, invidie, gânduri rele și josnice, care sunt de fapt prezența diavolului. Adevăr grez vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât orașului aceluia. Orașul nu are nicio treabă, pune cauzele în afară și nu este corect. Totul depinde de noi. Cum suntem noi, așa sunt și oamenii în față. Întotdeauna vom întâlni în viața noastră numai oameni care sunt cum suntem noi. Dacă noi suntem idolatri, vom primi din față idolatri care ne vor dezamăgi maxim. Pentru că trebuie să ne dezamăgească. Ne vor jigni, își vor bate joc de noi, își vor râde de noi, pentru că avem idoli. Pentru că noi i-am văzut grozavi, cum de fapt ei nu sunt. I-am privit prin intermediul idolilor noștri de sfințenie, de bine absolut. Iată, eu vă trimit pe voi ca oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Păi oamenii nu sunt lupi, e Dumnezeu. Acolo că ia orice fel de formă. Atâta timp când noi avem idei fixe, idealuri absolute și sfinte, oamenii trebuie să ne dezamăgească și să ni le distrugă. Atâta timp cât noi absurdizăm un bine, vom primi din față numai rău. Numai rău. Nu este problemă cu orașul sau cu oamenii, cu lupii, ci noi să nu ridicăm idealuri de bine, de perfecțiune, de sfințenie, pentru că acele idealuri vor fi distruse întotdeauna prin oameni și vom fi dezamăgiți. Toți oamenii despre care noi gândim că sunt buni, grozavi, deosebiți, ne vor dezamăgi și se va dovedi că nu sunt deloc așa cum îi vedem noi, ci invers. Și asta pentru că noi am căutat întotdeauna idealuri de perfecțiune, de sfințenie și am văzut numai bun. Atunci Dumnezeu ne arată că nu este chiar așa cum credem noi și îi face să ne dezamăgească. Oamenii despre care zicem noi că sunt foarte buni, ne vor face cel mai rău posibil. Ne vor umili, ne vor deranja, își vor bate joc de noi, își vor râde de noi, pentru că trebuie să ne distrugă idealurile de absolut bine, de numai bine. În momentul în care vezi ceva că este numai bine, va fi numai rău.
Pentru că Dumnezeu întotdeauna vine pe invers și distruge tot ceea ce pui tu pe primul plan. Iată, eu vă trimit pe voi ca oi în mijlocul lupilor. Lupii sunt funcție de noi. Dacă avem idealul absolute, oamenii se trimit sub formă de lupi. Vom avea cu siguranță lupi în față. Și dacă avem idealuri de bine și de sfințenie absolute, nu ne dă voie să ne apărăm sau să vedem și vom fi ca niște oi pe care ei își vor bate joc. Și asta se întâmplă foarte des, mereu. Greșeli din acestea le facem tot timpul. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Înțelepciune înseamnă fără idol, fără idealuri absolute și atunci nu ai răutate pentru că nu ai pentru ce să lupți și ce să aperi. Deci ideea este să nu fii idolatru. Dumnezeu chiar a spus, nu vă faceți idol că vă închinați la dracu. În cauza aceasta, oamenii care sunt idolatrii atrag din fața lor draci. Și culma este că le pun dracilor o etichetă pozitivă și asta se întâmplă mereu. Și nu înțeleg, pentru că nu le dă voie Dumnezeu să înțeleagă. Ar trebui să se înfrângă pe sine și să-și scadă idolii, dar este foarte greu acest lucru sau nu știu sau nimeni nu le spune. Din cauza asta sunt foarte vulnerabili, sunt ca oile. Lupii, prădătorii, îi simt miros ca și când ar mirosi sângele și îi întărâtă naivitatea lor și ei se prezintă ca niște oi și normal că lupii se înfierbântă și se incită și se înrăiesc și oile nu vor vedea. Este o situație în care Dumnezeu duce oile la distrugere în gura lupilor. Și nu știu ce se poate face. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciu. Este vorba despre lupi. Dacă nu avem idealuri, idoli absolutizați și sfinți, nimeni nu ne poate face niciun rău. Iar noi întoarcem spatele din prima și nu stăm la discuție cu ei. În modul acesta se vede dacă un om îl pune pe Dumnezeu mai sus, iubirea, sau își pune idolii pe primul plan. Ideile fixe, absolute, de sfințenie și perfecțiune. Deci omul care absolutizează idoli va trebui să se ferească de oameni, pentru că oamenii îl vor dezamăgi și își vor bate joc de el, cu siguranță, pentru că omul care este idolatru nu vede, nu înțelege, nu aude și este ca o oaie care se duce singură în gura lupului. Dacă nu ai idoli și nu vezi ceva mai bun decât altceva, nimeni nu te poate ataca. Nimeni. Și niciun lup nu poate să vină la tine. Deci feriți-vă de oameni, căci vă vor da mâna pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciu. Atâta timp când noi absolutizăm în bine și împărțim în bine și rău, din față Dumnezeu trebuie să vină sub formă de rău ca să ne distrugă mai binele și ne va bate cu biciu. Și asta face întotdeauna. La domnitor și la împărați veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor. Deci, lupii își vor bate joc de omul idolatru, care de fapt este un om îndrăcit și vor căuta să-i facă cel mai mare rău posibil, funcție de nivelul lui de idolatrie, de închinare la mai mult bine pentru sine. Iar dacă vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ora aceea ce să vorbiți. Dacă ești înfrânt cu inima, vei auzi. Dacă nu ești înfrânt cu inima, vei merita pedapsa divină. E foarte important de înțeles că omul care este idolatru va cădea și nu va simți că este ceva grav. Și Dumnezeu îi trimite lupi și el se va purta ca o oaie și se va duce în gura lupului și nimic nu îl poate opri. Decât înfrângerea de sine îl poate opri pe om să nu mai greșească. Îi scade orgoliu, îi scade idolii și îi salvează sufletul și viața, sacrificiul acesta personal. Dacă ești înfrânt cu inima, nu te dă nimeni în mâna domnitorilor și împăraților sau sinedriilor și sinagogilor și nu te bate nimeni cu biciu. Numai să nu fii idolatru. Fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi. Deci dacă ești înfrânt cu inima, prin tine va vorbi Dumnezeu. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fecior și se vor scula copiii asupra părinților și îi vor ucide. Deci aceste grozevii se întâmplă atunci când omul este idolatru. Omul este pus să greșească și va fi pedepsit pentru idolii lui în toate modurile posibile și așa de dur. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fecior și se vor scula copiii asupra părinților și îi vor ucide. Atât de important este să nu ai idoli.
pentru că îți faci viața vrește și nu vei vedea și nu vei înțelege și nu vei fi deranjat și nu ți se va părea ceva rău și vei reacționa dacă cineva vrea să te oprească și vei răspunde cu răutate și iritare. Acolo unde este iritare și răutate, înseamnă că lucrurile chiar așa se întâmplă și se apără un idol. Acolo Dumnezeu va acționa în locul acela și va distruge idolul și va dobărâ omul. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Dacă ești înfrânt cu inima, asemenea situații nu se întâmplă și nu te urăște nimeni, că trebuie să urăști tu întâi. Dacă nu pui ceva mai sus și nu absolutizezi, nu poate să vină niciun rău care să-ți distrugă ideea de mai bine. Și aceasta este mântuire, de fapt. Adică nu este nevoie pentru tine de atacul lui Dumnezeu prin oameni care să te umilească, să te jignească, să bate joc de tine, să-și râdă de tine. Deci dispar lupii și tu nu mai poți să fii o oaie. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Adevăr grezi vouă, nu veți sfârși orașele lui Israel până ce nu va veni Fiul omului. Iar îl ridică mai sus, ca și Salvator. Când de fapt viața este a lui Dumnezeu. Nu e ceva în lumea asta care să nu fie divin. Nu este ucenic mai presus de învățătorul, nici slugă mai presus de stăpânul său. Deci uite că spune clar, nu este ceva mai sus decât Dumnezeu, care este stăpânul nostru. Nici slugă mai presus decât stăpânul său. Dar ei se bazează pe ideea că nu ai citit bine Biblia și nu ai reținut nimic. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci nici slugă mai presus decât stăpânul său. Nu poți să pui. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Deci când mergi jos de tot, te unești cu stăpânul lumilor. Și e destul. Nu mai ai nevoie să faci nicio minune, ai nevoie să vindești pe nimeni, să înveți pe nimeni. Este destul, așa cum spune aici, să fii una cu stăpânul lumii. Este destul ca sluga să fie una ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai vârtos pe casnicii lui. Deci dacă oamenii se închină la idol, se închină la diavol. Deci ce devin ei? Diavol. Cu atât, cu cât mai vârtos pe casnicii lui, îi poți numi draci. Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală. Și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Dacă este idolatrie acolo. Dacă nu este idolatrie și inima este înfrântă, nu există ceva care să fie distrus. Nu există ego, nu există orgoliu și din cauza asta nu poate să existe suferință. Dumnezeu nu are ce să scadă la noi. Numai idolatria este pedepsită. Numai ceea ce vă gresc la întuneric spuneți la lumină și ceea ce auziți la ureche propovăduiți de pe casă. N-ai cui să propovăduiești și pe cine să înveți. Divinul este peste tot. Din cauza aceasta l-au scos pe Dumnezeu peste tot, de peste tot. L-au pus în locul lui un înlocuitor. Că dacă nu-l mai vezi peste tot, atunci vei împărți în bine și rău. Și vei crede că ceva trebuie să fie mai bun decât altceva. Și apare necesitatea vindecării, învățării, reparării, scoaterii demonilor. Toate apar în momentul în care pui ceva mai sus decât altceva și cauți mai mare bine. În jurul acestui fenomen se mișcă toată viața noastră. Tot ce se întâmplă acum în noua lume nouă se întâmplă datorită faptului că noi punem ceva mai sus decât altceva. Mereu suntem îndemnați cu ceva mai bun decât altceva. Și asta înseamnă idolatrie. Înseamnă că vom suferi. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghenă. Nimic nu se mișcă fără voia lui. Dacă în planul divin sunt drame, le se vor întâmpla. Vrem că nu vrem, ele vor fi acolo. Să ne temem doar de faptul că ne facem idoli, atunci îl punem pe Dumnezeu să vină să ne distrugă. Ne facem viața nenorocită singuri. Idolatria este orgoliu puternic și mare. Omul acela va trebui să sufere maxim și nu va avea liniște niciodată până nu pierde toți idoli. O soluție ar fi înfrângerea de sine benevolă, iar dacă nu știe acest lucru, nu-l face și nu respinge singur ușorul, plăcutul și comodul, va trebui să sufere, va fi aruncat în jos și va fi distrus tot ce a pus el mai sus. Deci își poate pierde și viața, își poate pierde și posesiile. Deci idolatria duce la pierderea trupului și a sufletului, pentru că idolatria înseamnă un orgoliu foarte mare. Au nu se vând două vrăbii de un ban și nici una din ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru? Deci dacă totul vine de la Dumnezeu și nimic nu se mișcă fără voia lui, pe cine învățăm noi, pe cine exorcizăm noi și pe cine vindecăm noi?
dacă totul este făcut de Dumnezeu și perfect, că aici spune că e făcut perfect. Adică toate mișcările care se întâmplă sunt făcute de El și cunoscute de El. Asta înseamnă că nu ai pe cine să vindeci. La voi însă și perii capului toți sunt numărați. Deci, dacă totul e făcut de Dumnezeu, pentru că El pătrunde totul, ce greșe ne mai facem? Pe cine mai vindecăm noi? Pe cine mai tămăduim sau învățăm? Despre ce mai vorbim? El joacă toate rolurile, ia toate măștile. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți mai de preț ca multe păsărele. Oricine care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, celui din cer. Și aici iarăși este o aiureală. Dumnezeu a spus, voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, nu este unul mai sfânt decât altul, păcătosul este egal cu sfântul, totul este egal. Dacă totul este egal, nu este nimic de reparat, de vindecat. Nu există salvator sau vindecător. Este doar Dumnezeu care joacă roluri, are lecții de dus prin fiecare. Nici o lecție nu este mai rea decât alta. Toate sunt bune așa cum se întâmplă, pentru că vin de la un Dumnezeu care pe toate le face perfect. Și atât ar trebui să înțelegi. În momentul în care îți dai seama că El este în toate situațiile, dispar toate necazurile tale, pentru că El se bazează pe împărțirea în bine și rău, pe căutarea nebunească a unui mai mare bine în toate. Când acest viață așa cum este și nu mai vrei ceva mai bun decât altceva, atunci totul va fi bun. Dacă El, Dumnezeu, îl vei vedea peste tot în toate rolurile, nu mai ai pe cine să te superi, cu cine să te lupți, de cine să-ți fie frică, dispare frica și atât trebuie să înțelegi că este peste tot. Și viața noastră se va schimba total, total. Iar de oricine care se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu, celui din cer. Deci pui condiții. Cine pune condiții? Numai diavolul pune condiții. Omul lui Dumnezeu, Iisus cel simplu și naiv și adevărat, nu pune nicio condiție. Că știe că în toate situațiile este numai divin și nu poate să-l constrângă la nimic. Deci este o pretenție absurdă de autoritate asupra creatorului lumilor, ceea ce este imposibil. Nu sucotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Păi asta facem. Dacă pui ceva mai sus decât altceva, sabie aduce. Apare împărțirea, bine și rău, ceea ce înseamnă sabie. Căci am venit să despart pe om de tatăl său, pe fiică de mumă sa, pe noră de soacră sa. Deci, afirmă foarte clar, am venit să bag zâzanie între voi, să vă băteți tot timpul, pentru că atâta timp cât căutați în viață ceva mai bun decât altceva, veți suferi amarnic tot timpul. Și divinul a trebuit să vină tot timpul sub formă de rău, să vă distrugă tot ce a spus voi mai sus. Deci, un om pus mai sus înseamnă împărțire în bine și rău și acest om pus mai sus a venit să aducă sabia, să despartă pe om de tatăl său, pe fică de mumă sa și pe noră de soacră sa și a venit să bage zâzanie între ei. Normal. Fiecare va căuta ceva mai bun decât altceva, va împărți în bine și rău, vor intra în conflict pentru că se văd separați, diferiți și intră în luptă unul cu altul. Și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Hai ce fericit este! Oamenii se bat între ei. Deci, afirmă pe față ce au făcut. Au pus în locuitor al lui Dumnezeu, au tăiat legătura cu divinul, începem să căutăm mereu în viață ceva mai bun decât altceva, împărțim în bine și rău, vedem dușman peste tot și ne luptăm cu toată lumea. Și mai ales cu casnicii noștri. Atâta timp cât avem idol și ne închinăm la idol, casnicii noștri vor fi dușmanii noștri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Asta este valabil la Dumnezeu. Deci cel care iubește un om pus mai sus decât pe Dumnezeu, nu este vrednic de Dumnezeu. Corect. El a spus, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Asta înseamnă că dacă pui ceva din lumea aceasta pe primul plan, mai sus, înseamnă că nu ești vrednic de Dumnezeu și îl vei pierde pe Dumnezeu. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci cel care pune orice din lumea aceasta mai sus decât Dumnezeu, care înseamnă nimic mai sus, nu este vrednic de divin. Cine ține la viața lui va pierde-o. Iar cine își pierde viața lui pentru mine va găsi-o. Deci asta este acea afirmație foarte importantă. Cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Deci aici spune, cine ține la viața lui va pierde-o. Cel care luptă pentru mai binele său va pierde mai binele și va veni rău în viață. Ceea ce se și întâmplă. Iar cine își pierde viața lui pentru mine va găsi-o. Deci cel care nu își caută viața, nu caută mai mare bine pentru sine, va câștiga viața. Cine vă primește pe voi, pe mine vă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Deci o altă aiureală. Cel care vede pe Dumnezeu peste tot, îl primește pe Dumnezeu în el. Dumnezeu va fi cu el în tot timpul. Dumnezeu nu trimite pe nimeni.
ca intermediar al lui. Nu are nevoie, pentru că el pătrunde totul. Dacă pătrunde totul, înseamnă că viața este a lui. Nu poate să există cineva în afara acestei vieți a lui ca să ce să facă? Să nu înlocuiască pe el? Păi deja este viața lui. Cine primește proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua. Și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Deci atenție cu cine te însoțești, că ăla ești. E normal. Omul idolatru va primi un om idolatru care să îl nemulțumească și să-l deranjeze total, total. Acolo unde va fi idolatrie, va fi suferință. Să se știe asta clar. Și cel ce va da de băut uneia din aceștia mici numai un pahar cu apă rece în nume de ucenic, adevăr grăiesc vouă, nu-și va pierde plata sa. Deci când sacrifici din binele tău, adevăr grezi vouă, nu-și va pierde plata sa. Când omul este înfrânt cu inima, Dumnezeu acționează prin el, nu știi cum. Și nu te interesează cum. Când omul are tot ce vrea, deci are orgoliu mare, orice face el va face din ego și nu contează, nu se pune, pentru că va fi calculat ca o adăugare la orgoliu pe care deja îl are. Deci când omul are de toate și dă din surplusul lui, va crește orgoliu. Pentru că el dă ca să fie văzut, ca să fie apreciat. Nu se calculează și nu contează decât atunci când omul dă din atât cât are, dar nu are mai mult. Deci când dă, ceea ce dă îi pricinuiește o lipsă. Atunci contează. Când îi pricinuiește o daună, atunci sufletul lui se purifică. Dacă îmi dai din prea plin, nu contează nimic, îți crește orgoliu. Și apar nefericirile peste tine și nu știi de unde și de ce.